Accident cumplit pe traseul Chișinău-Hâncești. 4 persoane au murit și alte 2 au ajuns la spital după ce automobilele în care se deplasau s-au ciocnit violent. O Toyota a derapat, a ieșit pe contrasens și a lovit un Volkswagen. O a treia mașină care venea din spate nu a reușit să frâneze și a ajuns în același șanț de pe marginea drumului. Persoanele decedate erau rude și se deplasau la serviciu în satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. 3 echipaje ale poliției și 2 ambulanțe s-au deplasat la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii tragediei. Susțin că 2 din cele 3 automobile implicate în accident se deplasau dinspre Hâncești spre Chișinău. La un moment dat, mașina marca Toyota a derapat și a lovit frontal automobilul care se deplasa pe banda opusă. Cea de-a treia mașină a încercat să evite impactul, dar nu i-a reușit manevra. În urma coliziunii, 4 persoane au decedat pe loc, iar alte 2 au fost transportate la spital. Cele 4 persoane care au decedat se aflau în automobilul Volkswagen. Este vorba de soț, soție, un nepot de-al lor, precum și șoferul care le era rudă. Ruseau la lucru, lucrau acolo la o casă, am cunoscut. A fost nevoie de intervenție echipei de la descarcerare pentru a scoate corpurile nesuflețite din automobilul făcut zob. Persoane din automobilul Volkswagen acolo erau traumate. Medicii au examinat persoanele date și au constatat decesul lor. În cea de-a treia mașină se deplasau 2 polițiști care se aflau în afara orelor de muncă. Șoferul acesteia, precum și conducătorul automobilului marca Toyota, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Primul a suferit o fractură de braț și a fost externat, celălalt însă se află internat în stare gravă. Este internat în secție de chirurgie numărul 2 cu un politraumatiz sever, cu șoc traumatic, cu contuzia cutiei toracice, cu contuzia abdomenului. La moment pacientul se află în stare gravă, dar stabilă. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale producerii accidentului. Cauzele preliminare nu pot fi identificate la moment, fiindcă poate fi mai multe. Fie condițiile rutiere și conducătorul auto nu a adaptat viteza și în dependență de condițiile rutiere stabilite, fie un defect tehnic la unitatea de transport, fie starea conducătorului auto.